Conform primarului Ion Lungu, la finalul anului trecut s-a câștigat licitația de modernizare a zonei centrale, iar până în luna august aceste lucrări vor fi finalizate. Așa cum v-am spus, una licitație pentru modernizarea zonei centrale a fost declarată câștigătoare firma Victor Construcții RL Botoșani. Au fost depuse 4 oferte, 2 au fost admise General Construct Suceava și Victor Construct, 2 au fost respinse, Soitec SRL Italia și Simetrica SRL Electroaxa SRL Suceava. Deci 2 au fost admise, 2 au fost respinse, pe baza principiului prețul cel mai mic, firma Victor Construct a avut 2.497.642 plus TVA, firma General Construct 2.598.642 plus TVA. Având în vedere faptul că au expirat ieri cele 15 zile în care se puteau face contestații, practic astăzi vom semna contractul cu firma Victor Construcții RL pentru continuarea modernizării zonei centrale a municipiului Suceava.